de Fiul Său care și-a dăruit viața de bună voie în Golgota pentru neamul omenesc. Aleluia! Mă bucur că am ajuns din nou ca să ne putem întâlni și încă într-o zi binecuvântată de El. Într-o zi în care ne putem bucura de făgăduințele lui Dumnezeu atât de mari, atât de puternice, ceea ce ochiul nu a văzut, urechea n-a auzit, la mintea omului nu s-a suit. Și noi zicem că suntem zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Piatra din capul unghiului fiind El, Iisus Hristos, Iașua. Aleluia! Nu știu dacă credem pe deplin. S-o citit la timpul de rugăciune din Isaia 11. S-o citit testul ăsta de aici. S-ar putea să avem rețineri datorită unor lucruri, s-ar putea să așteptăm altceva datorită neverificării. Și m-am uitat, am văzut și eu, am văzut altfel. Și lucrurile parcă sunt cu totul altfel. Noi așteptăm să vie ce? Împărăția, nu? Și după citatele care au fost aici, le arată că se vor așeza aici. După gândirea noastră care o așteptăm și zicem, dar asta trebuie verificat. Așteptăm să vie Domnul Iisus să ne ducă în cer. Numai băgați de seamă la toate așteptările respective. Uitați-vă cu băgare de seamă la cei pe care Domnul Iisus i-o trimis în vie să lucre. Când l-o trimis pe ultimul, o zis, de ce stai și tu aici în piață? Nu mă întocmi nimeni. Mă, du-te și lucră și vei primi. Ce s-a cuvenit? Dar cel ce-o fost trimis de dimineață, când o văzut că dă plata la cel ultimul, cel ce a fost din tâi, o credu că a căpătat mai mult. Și nu căpăta mai mult. Și a început ce să facă? Să gândească. Și a zis, da, cu atâta m-am întocmit cu tine. Dacă ochiul tău este rău și eu, dacă vreau să fac așa ceva, și noi mulți zicem, asta se referă la viața veșnică. Sau merem la Daniel, în care vorbește acolo, piatra respectivă care lovește chipul unui Nebucadnețar, frață, cred că-s cam pe deplin încredințați că e Hristos, nu? Care lovește chipul respectiv, piatra care se prăvălea din munte și îl lovește de-l face praf, ca și pleava din arie, și e împle tot pământul. Și Mica zice, în vremurile din pe urmă, muntele casei Domnului va fi cel mai înalt. Poporile vor merge cu grămada. Și pe muntele acesta, zice Zaharia, în vremurile din urmă, vor curge râuri de apă vie. Jumătate spre Marea de Răsărit, jumătate spre Marea de Apus. Așa va fi când? Tot mereu. Tot pe muntele acesta șterge nelegiuire. Mare lucru. Șterge nelegiuire lui Israel și a popoarelor. Isaia mai strigă, zice, pe muntele acesta, în 25:6,
pregătesc un ospăț de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta înlături măhrama care acoperea toate popoarele. Măi, fraților, Ibar, dacă așteptăm aceste lucruri pe care vine apoi, deci asta îți prorocii lui Dumnezeu care un puterniciți trimiși de El ca să vorbească, ca să aducă, oare Hristos nu a făcut la fel? Zice în Matei 25, când va veni Fiul omului, va sta pe scaunul de domnie. Auzi? Aici. Mica pată. Toate popoarele vor fi adunate și va despărți pe unii cum desparte păstorul oile de capre. Deci continuă El. Continuă și mai zice atunci când face vindecarea unui rob, a unui rob sutaș, în care zice, auzi, robul meu zace cumplit. Dacă vrei să-l vindeci, zice, voi veni și voi vindeca. Dar el își vine în fire și zice, auzi, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. Zându-mă o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Că eu sunt ostaș, adică eu sunt peste mai mult, peste 100. Poruncesc, zice, zic unuia, du-te și se duce, vino și sau rog, fă cu tare. Nici în Israel n-am găsit așa o credință. De aceea vă spun, zice Hristos, că vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă unde? Cum, Avram? Și acolo zice că va sta unde? În ce împărăție? Dacă aș ști cu o băgare în seamă. Că se vorbește de împărăția cerului lor. Și noi, împărăția respectivă, pe care ori traducător, ori așa, dar e adevărat că e împărăția cerurilor. Că asta supărântat pe pământul nostru multe feluri de împărății. O fost egipteană, siriană, babiloniană, medopersană, grecească, romană. Deci s-au ridicat și toate au mers la nimicire. Pentru că Tatăl, Cel din Cerul, face loc la asta împărăție ca să vină. Aleluia. Din care va șterge orice lacrimă și pe Cel care astăzi vrea ca să se înroleze, pe Cel care astăzi ascultă. S-ar putea să nu ne știm locul. Și dacă ne-am cunoaște locul, atunci ar fi cu totul altfel. Dacă ne ducem în Apocalipsa, acolo zice despre acel care va birui. Îi voi da să mănânce din pomul vieții. Cel ce va birui, îi voi da să stea cu mine pe scaun, după cum și eu am biruit. Și Tatăl meu mi-a dat să stau pe scaun cu El. Cel ce va birui, îl voi pune stăpân peste neamuri, că Hristosul adevărat, care i s-a dat toată puterea și în cer, și pe pământ, și sub pământ, când vine, împarte bogățiile respective care le-au primit de la Tatăl și te pune să domnești peste neamuri. Nu te cheamă la nimic. Nu, nu, nu suntem chemați. Eu zic la Israel, dacă îi asculta, totdeauna vei fi cap și nu coadă. Și Dumnezeu a vrut mai demult să stârpe răul de pe pământ, dar nu a ascultat nici israeliții. O zis Dumnezeu către Moise, du-te, spune-le că ei sunt a mei, e adevărat. Dar tot pământul este al meu, zis.
du-te spune că vreau să-i fac o împărăție de preoți pentru tot pământul. Și nu a ascultat. Și ia uite unde se duce făgăduința împlinită. În Apocalipsa. Apocalipsa 5, 9, dacă nu greșesc, ziceți, mulțumim, Doamne Dumnezeu. Adică nu. Vrei tu să iei cartea și să-i rupe cețile. Căci ai fost mort și ai înviat și ai răscumpărat cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice neam și din orice popor. Și ai făcut din ei o împărăție de preoți. Auzi, ești chemat? Că Dumnezeu are în vedere tot neamul omenesc să-L mântuie. Nu numai cum zicem noi, pocăiță. Pe tine te fac cap. Pe tine te pun să stăpânești. Pentru că El cheamă toate poporile, așa cum zice în Apocalipsa 11, nu știu de la care verset. Deci îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, Cel ce ești și care erai. Deci ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vreme ca să răsplătești pe robii tăi, mici și mari, de cei ce se tem de numele tău. Și să iei în stăpânire ce? Tot pământul. Aleluia. Ca să-l pui și să-i dai moștenire, care zice în Psalmul 2. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire. Marginile pământului stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier ca pe vasele unui olar. Deci vine Hristos să împărățească. Nu împărățește ca oricine. Nu, nu. Atunci zice că în împărăția respectivă o citit, fratele, și la timpul de rugăciune. Acolo va fi leu împreună cu bou, ursoaica cu vaca, mielul cu lupul. În aceea nu mai există nedreptate, că singurul rege adevărat e pe tot pământul. Aleluia. Și el va domni pe vecie. De aceea să ne cercetăm, pentru că zice acolo împărăția cerurilor, cum am zis, e gândită de Tatăl nostru. Și dată planul acesta în mâna Fiului. Amin. Care zdrobește toate împărățâile. Pe toți acei care se răzvrătiți. Mi place să citim de multe ori psalm la timpul de rugăciune și foarte bine. Psalmii sunt proroși care au prorocit despre așa Amin. Ceva. Ia uitați-vă ce zice psalmul 72. 72 vorbește din nou despre așa ceva. Psalmul 8 zice, toate popoarele vor veni. Amin. Și oricine nu va slăvi, oricine nu va asculta, va fi nimicit. Căci în fiecare dimineață cel rău va fi stârpit. Amin. Deci toiagul respectiv al lui Hristos, care va împărăți cu dreptate. Acum nu este dreptate. El dă împărăția, cum am spus, tuturor celor care l-au slujit. După cum au zis apostolii, auzi, noi ce vom căpăta? Am lăsat tot. O vrut ceva. Nu înțeles nici eu. Cum nu înțelegem noi? Uitați-vă că nu înțeles nici atunci când au fost aproape la despărțire. Nu înțeles. Zice, în vremea ca aceasta vrei să întemeieze împărăția lui Israel. Nu-i treaba voastră. Și de aici unii eu ziceau, nu-i treaba noastră să știm multe lucruri. Mai treaba noastră. Amin. Nu cumva așteptăm altceva și vine altceva. Deci, zice, voi îți primi o putere și îmi veți fi martori. În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.